Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor pentru ca așa plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum, stăpâne, Doamne, întinde mâna ta din sfânt locașul tău și unește pe robul tău, Gheorghe, mâna dreaptă, cu roaba ta, Florentina, o las de mână. Pentru că de către tine se însosește bărbatul cu femeia, unește pe dânsii într-un gând, încununează într-un trup, dărește roadă pântecelui dobândire de prunci buni, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mă, dar greu e, mă, terică. Ai și preveliște, vezi? Uite, bălți, noaptea ai broaște, dor leneștit. Acolo și-ai dormitorul, patul, și aceea e baia, are, e daia cu bulbuluci. Îți place? Păi, asta a plăcut. Da. Dacă ai știut că a fost aproape rusa, la mine tot plăcut. A, ții regim, băi, ia mai subire cu rota, da? Ai grijă. Dacă are om, asta bei, dă mare angajament, na? Asta știu, madame. Mă, eu venit ici pentru ajuta Rosa. E tu. Hei, mersi. Dar zic, cu ce să te ajut eu pe tine acum? Să te pui în pat, să te duc la tauletă, ce să fac? Nu, madame. Că timp stat la Tunis, asta a făcut singur. Nu asta a fost greu la mine. La mine a fost greu că Noroșel nu a fost acolo, că Rosa nu a fost acolo. Dar l-a trimis la mine înger păzitor, Madame Laflam. Eu înger păzitor? Ue. Sunt un înger sopăramă. M-a dat statea fără din casă, dorm pe unde apuc. Nu pot crezut asta. Da, mă. Încă-ți-aș gurița ta și cerșătorii să lăfe în cerșafilii mele. Cerșători? Da, mă, că e dus cu nervul capului, căci că spală pe catilii și a dus un cerșător, un ăla mic cu măsa, și că i-a trimis Cristoșelul că i-a venit lui Vezeala înapoi. Dar te-ai făcut bine la om? Că să ne-a avut asta mama cerșător? 19 să ai pe așa. Aha, spăsă. Treaba e foarte, foarte simplă. Yeah. Avem aici două pachete identice de cărți, da? Am mulțumesc. Fii atent. Când ți le joacă cărți cu băieții frumușeli, așa, îți face semn că vrea o carte, da? Dar ți le nu o să vrea cărți de-astea mici, ți le vrea popi. Trebuie că-i popi, mă. Bă, ce dracu faci, bă? Bă, de nimic nu ești în stare. Unde sunt popi? Unde-i popi aia? Stați. Ce faci, mă? Ia zi, ce arde așa tare? Ce treabă mai ai tu cu ei? Băi, știu că treaba cu fratele meu a fost nasoală, dar... Dar știu toți ce treabă a fost cu fratele. Zi, ce treabă ai tu cu mine? Am o problemă. Bărbatul ăsta și tovarășul meu bun a dispărut și n-am știut unde să mă duc în altă parte. Da. Stai jos. Stai jos. Hai, mi-am. Bă, tu zici de ginerile lui State, nu? Da. Steven. Așa, Steven. Da. Care a dispărut și, mă rog, nu se... Dar, de fapt, ia spune tu, Minodoro, că ești mai coerentă. Moțile. Eu pe Steven.
Eu pe Steven al meu îl iubesc mult de tot. Eu fără Steven nu pot să trăiesc. Eu, uite, eu sunt grea și a venit să fim fericiți și două gorele și cu tăticul că n-a vrut să-și bată Steven copilul, l-a luat și eu mă spânzur, mă împuș, mă sinucit, mă arunc în tunare, mă nu știu ce mai fac, dar eu nu pot fără Steven al meu, că eu îl iubesc mult de tot și noi ne-am dorit copilul ăsta mult rău, știi, că n-am putut să fac și acum că sunt și eu grea cu Stevenul și să nu cânte și copilul meu la acordeon să-l învețe Stevenul, cu ce, cum fac, că eu nu pot să trăiesc fără Stevenul al meu, înțelegi? E Stevenul cu două gorile, cu tăticul l-a luat și eu ce mai fac acum că nu mai știu și... Deci a dispărut Steven. Așa. M-am gândit că poate poți să dai două, trei telefoane să afli pe unde e. Da, da, Georgica, ai înțeles despre ce e vorba. Da, așa. Ia, du-te, du-te sună, știi pe cine să sun, da? Imediat. Du-te, pune-te ăștia pe telefon. Da, deci nu mai plânge că, uite, dă Georgica s-a pus pe telefon și se rezolvă, se rezolvă. Da, pe economie, privirea sus la... Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citit. Glorie ție, Doamne, glorie ție. Luma minte. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu de nuntă încă n-a venit. Mama lui a zis celor ce slujau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo șase vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte două sau trei vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă. Și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului și i-au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știe de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și a spus, ce bine stă în costum. Ești grozav. Nu înțeleg de ce nu te îmbraci tu în fiecare zi așa. Din mai multe motive, Sofia. Unul costă foarte mult. Nu cred că pentru taică tot banii ar fi o problemă. Da. Și al doilea? Și în al doilea rând, dacă m-aș îmbrăca așa la școală, n-ar mai ieși nicio fată cu mine. De ce? Cum de ce? Uite-te puțin la mine, Sofia. Uite-te puțin. Uite-te. Arăt penibil. Jale. Ne arăți ca un domn. Eu domn? Spune-mi, Sofia, unde vezi tu domn la fața asta? Unde? La mine tu te alinți. Ia spune-mi, în seara asta stai lângă șefa? Nu stau lângă șefa, pentru că șefa e domnișoară de onoare și vine cu alt partener. Oh, nasol. Și tu te lași așa bătut? Renunți? Păi ce vrei să fac, Sofia? Ăla e mai bun ca mine, e mai mare, are mai mulți bani, e avocat. Nimeni nu e mai bun ca tine. Să ții minte asta. Mă, băiatul, ascultă-mă pe mine. Nimeni nu e mai bun ca tine. Ai înțeles? Zi după mine. Nimeni nu e mai bun ca mine. Nimeni nu e mai bun ca mine. Așa! Te plângi ca o muiere. Nimeni nu e mai bun ca tine. Nimeni nu-i mai bun ca mine. Așa, bine, hai
Stefan. Foarte. Nimeni nu-i mai bun ca tine. Ha, ha. A, nu, dar stai, Sofie, că mai am treabă, lasă-mă. Madame Laplan, crezut la mine, tu femeie foarte frumoasă. Ieri știut ce-ai spus. Am fost măterică, mă, și eu, dar acum am ajuns, mă, să mă facă cerșătorii la mine în casă, mă, ploșniță și smochină, mă, și toate alea cum mă face la gură. Când a dus Rosa? Băi, Terică, mai mă enerva, mă, mai mă enervă. Ți-am zis, a dus când putut. Mai des viu eu. Și dacă mă dădea state afară din casă, mă muș eu acilă. Ce are? Cu? Iar încep cu coa, mă. Dar ce are? Că spăl, că calcă, cos, ce are? Punem acilișa, uite, un arăgăzel de la micu cu butelie de-aia mică de mergi în excursie cu ea. Îți fac oulele de demeneață cu mămăligă, ce are? Nu pot tot, madam. Asta e hotel. Ei. A fost așa o prepunere. Dar ia, gata, ai numai mă freca la icre, da? Că mă știi că sunt numai foc și pară, da? Păi da? Dar sunt și moere de cuvânt. Că dacă am imediat. Sau extraordinar. Mai vrei? Avutise. Asta bun? Bun. Ați-o lăsat și pasta. Păi, eu nu mai pot. Nu mai pot, bă, dar mi s-au umflat picioarele în butufă. Lasă faca, îți trece până la nuntă. Eu din astea nu mai merg până mor. Lasă faca, ne facem bine cu fertura ta. Dar ce-i pus treceaua noastră? Păi, da, e coada calului. Văd, ia coada la cap! Aole, tăpărăște, Urică! Bă, dar proastă sunt, pe nebunii la cap, iau planta câmpului! Cum o să tai cozul ăla cai, Doamne, iertă! Aole, ce-ai mărere, ce e? Am, pă, drag! Nu vedeți cum o faceți de râs în toată șatra? Eu mă jur pe viața mea, mă jur, că dacă nu găsim pe Stevenu, eu mă omor, că eu fără Stevenu al meu nu am niciun rost pe lumea asta și o să-mi pierd și copilul fără Stevenu și nu pot să trăiesc fără el, că eu îl iubesc mult de tot și tăticul mi l-a luat și nu știu de ce, că ce-a făcut el așa de rău, că și el mă iubește mult pe mine, că știu eu că mi-a zis să fim fericite amândoi și nu mai știu ce să mai fac și eu să mă omor, eu mă duc în lac, mă omor așa în lac și iau și pastile și le fac pe toate, că eu sigur fără Stevenu nu pot să trăiesc, trebuie să-l găsim pe Stevenu zile, să mor eu dacă nu, trebuie să-l găsim, că nu pot, dacă nu pot, nu pot. Stai, ia, Georgica, ia zi-mă, ce-ai rezolvat? Da, stai un pic, scuze, zi, Georgica. Vesile, eu am auzit că statea asta e pe mână cu doi oameni de-ai lui. Dar nu se știe ce au făcut cu el, unde l-au dus, nu se știe nimic. Unde l-a dus? Stai. Așteaptă, deocamdată nu se știe, dar o să-l găsim. Stai liniștită. Vezi și dacă nu-l găsim pe Stevenu. Da, nu-l găsim pe Stevenu. Minodoro, ia, calmează-te, serios. Gata, îl găsim. Hai să mergem. Uite. Să se rezolvă. Hai, mergem. Să nu mai țipa la mine tu, că se rezolvă. Pa, da, țipat, bine. Hai să mergem. Da? Bine, deci, bă, mă bag. Vă ajut, să știi. Mersi. Mă iubesc, copilul, mă, dacă nu mă iubesc. Ce are și ăsta, mă? Parcă dați trechea în el. O fi și el supărat. De șatră, de viol. Păi și cu ce să facem? A fost, s-a dus.
S-a cumpărat onoarea la fată? De ce să stăm supărați până la Paște, e drăcere? Și nu înțeleg ce are el cu bietele femei. Asta nu înțeleg nicio. Dar nu a făcut striptease. Striptease? Măi, eu am mai auzit vorba asta. Uite, și sparia mea ne mai spune câteodată așa. Dar ce înseamnă striptease? Ce? Vin niște femei îmbrăcate și se dezbracă până la. Până la? Aoleu! Dar cine le pedepsește, mă, să stea în frig? Păi nu, că nu trebuie să dezbraci în frig. Dar unde, mă? Lângă un godin? Lângă un godin. Dar pentru ce face, mă, ele asta? Să strângă bani de lemne. Doamne, apără și păzește, doamne. Peste ea. Da, domnul naș, mâna dreaptă pe cununie. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Salutați Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, salutați cununia dumneavoastră aici, mâna preotului, mâna dreaptă a nașului, mâna dreaptă a nașei. Și poftiți la loc. Domnișoara Mireasă, mâna dreaptă aici. Doamna nașă, pe partea dreaptă, mâna dreaptă pe cununie. Da. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahel, veselindu-te cu bărbatul tău și păzirea înduielile legii. Așa binevoit Dumnezeu. Vă închinați, săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, cununia soțului, cununia dumneavoastră, mâna dreaptă a preotului, ușor pururilor ăla. Mâna nașei, mâna dreaptă a nașei și pe generica. Pe robii lui Dumnezeu, Gheorghe și Florentina, pe nașii lor care au primit Mihael și Liliana, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, într-o toate bună sporire, și păzește, Doamne, într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! De ce mergem noi la nunta asta? Din obligație, dragă. Din obligație. Dar la nunta asta din obligație merg o groază de vipuri. De unde știm noi atâtea vipuri? Păi dacă sunt un om de lume bună. Dar ce-i cu tine? Ești stresată? Nu. Doar că nu sunt obișnuită, da? O să mă obișnuiesc și o să fie bine. Maria. Nu-ți face probleme, dragă. Păi tu cu frumusețea și tinerețea ta o să-i nebunești pe toți. Eram sigură că o să spui tu ceva să mă liniștești. Auzi, dar vipurile astea de ce nu vin niciodată la noi în vizită? Știi ce frumos să stă ție cu rochea asta? E superbă.
Ți-am cumpărat ceva. Închide ochii. E surpriză. E stă perfect. Corect. Hai, închide ochii. Te rog foarte mult. Închide, închide, închide. Deschide. Ha? Ce frumos e. Ce bine miroși. Dar e veritabil? Da. Dacă e veritabil, înseamnă că a fost o groază de bani. Da. Și noi avem bani? Avem bani? Am făcut un lucru la bancă, Maria. Ah, păi avem nevoie și de mașină. De mai facem un împrumut. Auzi, nu vrei tu să întârziem obligația asta? Vreo două ore? Nu mi-am făcut bani! Mă, Cristofoare, mă. Mă, bate un gând, mă. Mă, fetele astea când se dezbracă ele până la... O fac așa cu lume? Păi cum? Pentru bărbați, se înfierbânte. Și merge? Păi merge. Altfel nu s-ar întâmpla. Mă, Cristofoare, mă, eu aș vrea să zic o treabă. Hai să o punem de o evadare. A, nu, nu cu mine. A? Dacă mă prinde Spania, mă opărești. Haide, mă, Cristofoare, mă. Zicem că mergem la aia cu cărți multe. La bibliotecă. Aha. Hai, mă, ce dracu. Tatăl meu, ești așa frumos în generică încât mi-ar plăcea să te văd îmbrăcat așa în fiecare zi. Mă, fetiță, să fiți fericiți. Să nu mă rugesc, că de acum sunt căsătorit. Gata, nu pot. Iubita mea, iubita mea. Lasă de piatră. Mulțumesc. Să fii fericit și sănătos. Mulțumesc, mulțumesc. Și tu. Fier de mine. Aoleu, și nerică, nu mă mai pot opri de plâns. Dar e de la Zyber, da? Lasă-mă. Uite, m-a rujat? Nu, nu. M-a rujat. Casă de piatră. Da, da, da. Hai, Florica. Uiul, tata. Uiul, tata. După pe mămica, după pe mămica. La mulți ani. La mulți ani, frățioare. La mulți ani, sora mea. Să ai grijă de frate meu, Florin. Să altfel știi tu. Dottore, felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc pentru tot. Mulțumesc, mulțumesc. Să ai grijă de inima, da? Ei. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Gigi, la mai mare? E destul. Să fie într-un jazz mult. Ești. Iubesc. Și eu. Signor Paolo, signor Dumbrave, binele care dă Dumnezeu la mine să fie și la tine. Grazie. Grazie. Doamna, Florile, nu. Poți să sărut la doamnă? Nu astăzi, numai astăzi. Da? Și odată. Santa Madonna, che bella, che bella! Grazie! Che bella, che bella! Domnule? Don Cosmin. Doamna? Don Cosmin. Sănătate și fericire. Mulțumesc. Mulțumim. Casa de piatră? Da, nu știu. Doare sufletul că nu ești a mea. Știu, Nagici, îmi cer scuze, nu, dar când ai așa o frumusețe, e păcat să nu arăți măcar la toată lumea. Casă de piatră. Iată, eu nici nu știu cine, nu știu cine ești. Las că... Cine a găsit? Nagici, te-am luat după. Casă de piatră. Nu mie, Maria, mireasă, doamnă. Ce zonă? Să rămână, succes. Mulțumesc. Crezi că gata suntem, nu? Să fie într-un cel. Stimați consumatori, acum la stânga împrejur și
Direcția local, înainte, marș! Haide, haide! Da. Haide, 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 haide